Bun, haideți să începem cu breaking news-ul dimineții, cu bomba de dimineții. Pot să vă anunț oficial, Aioane este noul portar al Rapidului, sau mă rog, trebuie să treacă vizita medicală și să semneze, dar lucrurile sunt închise în proporție de 99%. Așa cum v-a anunțat încă de seară site-ul fanatic.ro, astăzi dimineață s-a bătut palma, totul este închis, Rapidul s-a înțeles și cu clubul, s-a înțeles cu Faru și cu Gică Hagi, dar s-a înțeles și cu jucătorul. Cifrele transferului sunt următoarele și vi le spunem în exclusivitate. Rapid a plătit pentru Aioane 400.000 de euro plus 20% dintr-un viitor transfer. Aioane, dacă nu se întâmplă nimic cu vizita medicală, și nu credem, repet, 99% totul e închis. Da, exact. Aioane va fi deja titular, da? Fanatic a aflat că Aioane va fi deja titular în partida cu Dinamo, meci foarte interesant dintre Dinamo și Rapid, iar Ioane a semnat pe un salariu de 12.000 de euro, un salariu foarte bun, cred că moldovan avea 11.000 dacă nu mă înșel sau ceva de genul acesta. Și am mai aflat ceva în exclusivitate, oameni buni, Aioane are o clauză specială trecută în contract și clauza spune în felul următor: dacă intră în lotul lui Angel Iordănescu și nu este titular, Edi Iordănescu, pardon, și nu este titular, primește un bonus de 50.000 de euro, nu contează că e al doilea, al treilea portar, deci dacă nu este titular, primește un bonus de 50.000 de euro din partea Rapidului, iar dacă va reuși să devină titularul echipei naționale, Aioane are o clauză specială că va primi o primă specială de 100.000 de euro din partea Rapidului. Acestea sunt imediat, Robert, acestea sunt toate cifrele ultimului mare transfer din fotbalul românesc. Gică Hagi și-a cedat portarul titular la Rapid. Rapidul a reușit să rezolve, zic eu, foarte bine toată această telenovelă și, repet, Aioane va fi titular în partida pe care Rapid o va avea cu Dinamo, acest derby pe care îl așteptăm cu sufletul la gură. Te rog, Robert, ce mai știi și tu? Da. A avut în acest transfer, are un cuvânt de spus Bogdan Lobonț, pentru că au fost pe lista Rapidului, a mai fost un portar din România, au fost doi portari din Bulgaria, un portar din Muntenegru, toți internaționali. Discuțiile în club împreună cu președintele Nicolae, domnul Angelescu, domnul Șucu și Bogdan Lobonț au fost de analiză în primul rând, iar ultimul cuvânt privind ierarhia portarilor care erau doriți de către Rapid l-a avut Bogdan Lobonț, normal, un fost mare portar, antrenorul cu portarii de la Rapid în momentul de față. I-a clasificat 1, 2 și 3. Din fericire, titularul postului și pe lista lui Bogdan Lobonț ajunge la Rapid. Aioane a fost alesul a lui Lobonț, în primul rând. A fost dorința expresă a lui Daniel Nicolae să vină un portar român. Și cred că bine a făcut Daniel Nicolae, adică o dorință logică și până la urmă, să zic așa, legitimă. Legitimă, dar cu cap. O dorință cu cap. Pentru că și spune Nico, o să ne povestească la suflet de rapidist, începând cu 13:30, mai multe, dar spune, domne, avem nevoie și pentru academia noastră, pentru copiii noștri, de idoli români. De idoli români, de jucători români, ok, plătim. Dacă este nevoie, dăm un ban în plus, dar dăm un ban în plus pe un român pe care să-l promovăm, să-l antrenăm foarte bine, să-l ducem la echipa națională și de acolo să aibă de câștigat și fotbalul românesc și domnul Hagi în prisma clubului pe care îl conduce, pentru, așa cum ai spus tu, clauzele respective se referă la prezența lui moldovan în anturajul echipei naționale, în lotul echipei naționale, de unde va avea de câștigat și farul domnului Hagi. Da, clar. Mai trebuie să menționez și să cu meritele de rigoare pentru domnul Hagi, pentru că la fel ca și în cazul lui Borza, domnul Hagi dă dovadă de foarte mare înțelegere, renunță la portarul cu care a câștigat campionatul, renunță la unul dintre,
dintre jucătorii exponențial din echipa Farul Constanța. Stai, un jucător, Ioani Băieț, care a făcut o partidă magnifică. La Craiova, a fost impecabil. Da. Impecabil și e greu, uite, îl pierde Partean cu 7 zile înainte de a începe campionatul, la 2 zile după meciul de la Craiova, îl pierde pe Ioanei, doi jucători pe axul central foarte, foarte importanți. Îl are pe Buzbuchi acolo, este cât de cât acoperit, dar la fel cum a spus și domnul Hagi, când este vorba de cuvânt și de traiectoria unui jucător crescut de mine, chiar așa s-a exprimat, pentru mine un leu în plus sau un minus este la fel dacă jucătorul se duce la mai bine și va fi pe undeva recunoscător toată viața că a crescut, s-a dezvoltat și a plecat de la Farul la mai bine. Deci, Rapidul cred că dă o lovitură nu numai de imagine, dă o lovitură fotbalistic, pleacă portarul echipei naționale și vine un portar român, un portar tânăr, un portar care din punct de vedere al talentului, fără a lua absolut nimic din meritul lui moldovan și nivelul la care a ajuns moldovan, dar dacă ne uităm puțin, moldovan ajunge în Giulești ca rezervă la o echipă de divizia B, iar Ioanei vine în Giulești ca portarul titular la echipa campioană a României. Deci, să sperăm că și în ceva timp și Ioanei va confirma la Rapid, va deveni un portar important în fotbalul românesc și va fi vândut în străinătate pe bani mai mulți. Asta înseamnă să ai patron serios. Asta înseamnă să le ai pășucul la Rapid, vine, pune banii jos, că nu-ți bani puțin. Și ajunge la 6 milioane de mii, da, din vară până acum. Da, 6 milioane. 400 de mii de euro plus 20% pentru un viitor transfer care va reveni echipei lui Gică Hagi, pentru un portar în România este o sumă mai mult decât ok. Plus bonusuri de performanță. Da, plus o grămadă de bonusuri de performanță, deci o sumă ok. Deci aceasta este știrea dimineții oferită în exclusivitate aici la Fanatic. Ioani, noul portal al Rapidului, repet, va fi titular, da, din informațiile noastre, va fi titular și va apărea poartea giuleștenilor în derbiul contra lui Dinamo. 400.000 de euro plus 20% pentru Gică Hagi, 12.000 de euro salariul jucătorului. Cred că toată lumea e fericită, iar ștaful giuleștean, ca să spun așa, Nicolae Angelescu și așa mai departe, iată, arată că sunt în stare să aducă jucători de valoare într-un timp record și pentru asta jos pălăria, sunt convins că și fanii sunt foarte fericiți.